Ca un bărbat să poată să protejeze femeia de lume, întâi trebuie să știe să o protejeze de el. Cum facem să comunicăm cu partenerul și să-i spunem lucrurile astea, încât să găsim o soluție împreună și să reechilibrăm energia din relație? Putem fi o forță invincibilă dacă avem același scop comun și suntem în aceste energie feminine și masculine. Ideal ar fi ca femeia să fie într-o energie feminină mai mult și bărbatul într-o energie masculină mai mult și atunci se va rămâne în această stare de echilibru. În acest episod o să intrăm în detaliu în ceea ce poate să fie cel mai important element al unei uh, relații. Pentru că vedem foarte multe cupluri, foarte multe persoane care par să fie împreună indestructibile. Și ne punem întrebarea, evident, cum? Cum reușesc ei să înflorească? Cum reușesc să fie atât de puternici împreună? Cum reușesc să facă ca relația lor nu doar să funcționeze, dar să înflorească și să devină din ce în ce? mai frumoasă. Și asta o să discutăm astăzi. Răspunsul pe care o să-l primim nu este ceea ce te aștepți, așa că urmărești episodul până la final ca să vezi despre ce este vorba. Astăzi suntem împreună cu Alexa Petrache, o foarte bună prietenă de-a mea, o foarte veche prietenă de-a mea cu care realizez de cât timp ne știm. Ne-am cunoscut în mediul online și uite că lucrurile merg foarte frumos înainte. Salutare, sunt Cristian Stan, autorul cărții Arta de a Te iubi și tu urmărești podcastul Arta de a Te iubi. Bună, Alexa, bine ai venit acasă. Ia ce faci, cum ești? Foarte bine, mă bucur tare mult să, să fiu aici și chiar să filmăm așa un episod împreună E unul dintre motivele pentru care am venit, să mai oferim așa un pic de informație, de plus valoare aici în, în mediul online Mă bucur mult, noi am vorbit de chestia asta înainte, primul episod pe care eu l-am filmat vreodată Primul interviu pe care l-am filmat vreodată a fost cu tine da. Aveam două camere improvizate, aveam un telefon care era pus undeva pe o un noptieră a ieșit bine episodul, gen foarte, foarte apreciat și asta cumva cred că arată că nu contează neapărat aparatura sau lucrurile de genul ăsta da. ci contează informația pe care o primești, valoarea, căldura omului de lângă tine Așa uh, e Hai să intrăm direct în pâine Hai să uh, eu ți-am mărturisit încă de la început că efectiv mă depășești <laughs> de complet. Da, cred că din zona de confort da, cu acest din... subiect. Este într-adevăr așa. Îmi place foarte mult că, că discutăm asta și că abordăm subiectul ăsta pentru că eu am șansa să învăț. Trebuie să zic cu sinceritate că profit de fiecare episod ca să învăț de la omul din fața mea să aflu informații noi. Pentru că eu la bază, spre desigur, de tine n-am studii în direcția asta și cred că pur și simplu mi iau șapca aia de student și zic ok, hai să vedem ce putem să învățăm. Așa că uh, am aici, ca să nu trișez, am aici întrebările pe care le-am pregătit. Uh, <laughs> da. uh, o să începem cu prima întrebare. Ce face ca o relație de cuplu să fie în echilibru? Bun. Uh, sunt foarte multe ipoteze, foarte multe teorii, foarte multe practici, exerciții care ne pot ajuta. Da, deci putem să abordăm perspectiva relațională din foarte multe unghiuri ale psihologiei, ale spiritualității, ale dezvoltării personale, dar eu m-am gândit astăzi să vorbim din perspectiva aceasta a energiilor feminine și masculine și de ce cred că este asta important. Pentru că istoric vorbind am avut o perioadă foarte lungă în care bărbații au luptat contra femeilor, și anume uh, perioada de patriarhat, cum okay. se spune. Apoi a urmat uh, ceea ce au însemnat uh, în total, da, au fost cinci, uh, scuze au fost patru curente feministe, fiecare cu um, alte dorințe de ale femeilor și motive și cereri are, ale drepturilor lor. Dar, din păcate, asta s-a lăsat și cu o luptă a femeilor împotriva bărbaților. Și cred că acum, sper eu, ajungem într-un punct în care să înțelegem că femeile și bărbații nu ar trebui să se lupte, ci că, de fapt, împreună formează cea mai puternică forță de pe pământ. La nivel energetic, bărbatul este foc și aer, o combinație care, lăsată de una singură, poate. Uh, fi extrem de puternică, da? Imaginează-ți un foc care este dus de aer pe un câmp, mm -hmm. poate să distrugă că l -l 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 tot. Genează cumva, îl face Da. puternic. Exact, dar uh, acest foc și aer are nevoie și de apă și de pământ pentru a-l tempera, ceea ce este femeia, uh, apă și pământ. Și uh, știu că sărim cumva în afara subiectului, dar cred că suntem tot în el. Uh, nu o să-ți cer neapărat o părere Pentru că nu, nu vreau să te duc într-o zonă În care să te pun într-o poziție inconfortabilă da. uh, Trăim acum oarecum niște vremuri ciudate Față de cum eram obișnuiți acum 10-15 ani uh, Cel puțin eu în adolescență Când aveam 15 ani Nu simt că aveam cumva ideile astea Pe care le avem acum Bama, Mă sun, par așa ca un, uh, un bătrân uh, Dar suntem într-o zonă în care Uh, egalitatea dintre femeie și bărbat nu pare să fie intuitiv ceea ce crede, în, ceea ce crede noi la bază că este și uh, femeia încearcă să ia locul bărbatului și bărbatul încearcă să ia locul femeii exact. uh, într-un mod în care mi se pare că nu este neapărat uh, posibil dacă aș putea să zic da uh... Noi suntem egali, suntem egali în uh, drepturi, suntem egal ca femei și bărbați, dar de exemplu, când formăm o relație, o formăm în același timp și amândoi uh, venim la masă cu anumite lucruri. Dar să fim egali nu este același lucru cu a fi la fel. Deci okay. femeile și bărbații nu sunt la fel și asta pot să o spun și să, să mi-o asum până la capăt Pentru că a spune că femeile și bărbații sunt la fel este ca și cum îi spune că focul poate să facă același lucru ca și apa sau invers Și nu este posibil Ambele sunt două forțe ale naturii foarte puternice Este corect, fără de care nu putem trăi, dar nu sunt la fel Și... Uh... Există persoane care spun că se regăsesc mai mult sau mai puțin uh, cu o energie care nu îi aparține neapărat sexului. Uh -huh. uh, sexul masculin este același lucru cu energia masculină și invers sau o persoană de, de sex masculin poate să aibă energie feminină și invers? Bun. Păi hai să o luăm de la început ca o povestioară, să spun așa. Uh, noi, dacă rezonăm, deci ca noi să putem rezona cu un lucru, Înseamnă că există un punct comun între noi și acel lucru. Okay. Și din moment ce noi am venit pe acest pământ, înseamnă că rezonăm da, cu planeta Terra, iar planeta Terra uh, are această caracteristică a dualității, a polarității. Adică, ce înseamnă asta? Câteva exemple. Uh, Alb-negru, lumină întuneric, zi-noapte, yin-yang, feminin-masculin, sunt practic niște uh, extreme ale unui întreg. Uh, și înseamnă de asemenea că noi avem rol aici pe pământ să găsim un echilibru între cele două. Unele echilibre sunt deja făcute de natură, da, echilibrul între zi și noapte e făcut de natură, asta nu mai trebuie să facem noi, dar, de exemplu, echilibrul între feminin și masculin, asta ne revine nouă. Uh, de asemenea, cum spuneam, uh, nu este o întâmplare, nu este un accident că noi ne-am născut într-un corp feminin și într-un corp masculin. Adică înseamnă că anumite lecții ale noastre, nu toate, dar unele dintre ele, în principiu undeva la 4-5, vor veni pe această cale feminină, respectiv masculină, în funcție de corpul pe care îl avem. Da, Deci, noi când suntem în, ca embrion în pântecul mamei noastre, până la săptămâna nouă de sarcină, noi nu avem genul definit, genul din punct de vedere biologic. Abia în săptămâna nouă de sarcină acesta se definește și arată primul act de energie sau atitudine, cum vrei tu să-i spui, de energie feminină sau masculină. Dacă uh, embrionul urmează să fie băiețel și să se nască un trup de bărbat, uh, să se formeze un trup de bărbat, atunci el dovedește această energie masculină, adică uh, partea genitală este în afară, este această parte uh, electrică care oferă, care este în exterior dacă embrionul va avea gen feminin, atunci se trage înăuntru, are această energie magnetică de a primi, pentru că genul fizic, da, organul genital al femei și al bărbatului sunt de fapt în oglindă, doar că al femei este în interior și al bărbatului în exterior. Contrast, exact cum ai zis. Exact. exact. Bun. Și atunci ce înseamnă asta? că noi odată ce ne-am născut în corp de femeie vom avea niște lecții pe cale uh, feminină la o capacitate mai mare decât le are bărbatul uh, și bărbatul născut în corp de bărbat va avea niște lecții pe cale masculină uh, diferite decât ale femei. Lecții pe care sufletul în sine trebuie să le învețe, exact. tocmai pentru că a fost atras de ideea asta de contrast, a venit exact. pe pământ uh, în săptămâna nouă, din în ce înțeleg, da. a decis oarecum sau atunci probabil că ales ok, vreau să învăț lecțiile femine sau masculine. Da. Și uite, dacă vei citi în cartea cele nouă trepte, acolo arată că sufletelul prima dată începe să se conecteze cu uh, trupul pe care îl va avea cam din săptămâna în care inima începe să bată, adică săptămâna 4-5. Ok. Și vezi, ele toate au ordine, adică sufletelul întâi vine, se conectează cu trupul. Uh, asta nu știu să-ți spun dacă tot atunci decide și genul sau nu, dar fizic vorbind, se decide ulterior asta. Și o, de aici chiar cred că ești foarte din <laughs> subiect, uh, dar sunt curios, n-ați anunțat la început că o să fiu foarte curios. Uh, de ce? Uh, ce o să facă mai departe sufletul cu lecțiile astea? Avem cum să știm chestia asta sau de unde vine? Păi este tocmai pentru acest scop de a ne echilibra. Pentru că deși noi venim uh, ca sufletel în trup de femeie sau un trup de bărbat, noi avem în interiorul nostru, da, la nivel emoțional, psihologic, integrate și energie feminină și energie masculină. Dar ele ar fi bine, nu trebuie că nimic nu trebuie în viață, dar ar fi bine ca ele să funcționeze exact pe acest principiu Yin Yang. Adică la o femeie ar fi bine ca ea să fie în energia asta feminină. 70-70% din timp și să-și folosească energia masculină, deci nu înseamnă să nu aibă de tot, pentru că atunci se duce într-o latură în care nu este benefică de asemenea, să-și folosească energia masculină 20-20% din timp și la bărbat la fel, să-și folosească energia masculină 70-70% din timp și energia feminină 20-25% din timp. Iar lecțiile pe care le vom învăța, ca femeie și ca bărbat, ne ajută ca să facem un echilibru atât în interior între energiile noastre feminine și masculine, pe care le conținem, dar și să putem relaționa cu celălalt în exterior. Ok, ok, cum, cum influențează energiile masculine sau feminine relația pe care o ai, de exemplu, cu omul de lângă tine? Uh -huh. Uite, o să-ți dau un exemplu. Dacă o femeie este foarte mult în energie masculină și își reprimă energia feminină sau nu se conectează cu ea, atunci asta ar putea să fie foarte mult într-o stare de competiție, de cucerire, de hiperproductivitate, fapt care s-ar putea să o lase epuizată, obosită, cum mai au dat seama în terapii, sleită de puteri sau că nu se simte văzută atunci când merge pe stradă sau când interacționează cu un bărbat. La un bărbat, asta s-ar putea să însemne că este într-o stare în care este lipsit de motivație dacă uh, el nu-și folosește energia uh, masculină. S-ar putea să fie lipsit de motivație, uh, s-ar putea să fie prea dur sau prea agresiv la, la un nivel foarte înalt. Deci, uh, aici depinde de, de fiecare. Ok. Sau dacă un bărbat este foarte mult în energie feminină, atunci este într-o stare de uh, pasivitate, așteaptă ca femeia să facă lucruri, merge pe principiul acesta în care femeia trebuie, de exemplu, uh, să plătească sau nu înțelege de ce în perioada de maternitate ar fi bine să o susțină. Dar adică, na, niște exemple uh, efectiv concrete. Deci lucrurile astea nu sunt neapărat sexiste în vreun fel, sau altul sunt, pur și simplu, normale. Ne? Exact. Ne sunt în echilibru cu noi înșine, cu energia pe care o avem ca și... Exact. Da. Persoane. Că, okay. Da, absolut. Și uh, în momentul în care două persoane uh, de sex uh, opus, o femeie și un bărbat, intră da. într-o relație, uh, ca relația să funcționeze bine, să înțeleg este nevoie ca acest echilibru din interior. Să rezoneze sau să existe echilibru interior Tocmai ca să existe echilibru și în relație Exact, okay. absolut Ce înțeleg de la tine, încerc să fac o, scurt, o scurtă concluzie Este uh -huh. că nu avem neapărat energie masculină Sau doar energie feminină Și da. avem oricum un procentaj mai mare de energie Care este în raport cu sexul nostru exact. Adică pentru mine masculină și 30%, 70% masculină 30% da. feminină Și pentru Diandra 70% feminină 30% masculină Exact uh, oare multe dintre conflictele pe care le simțim în relațiile, în relație frustrări, certuri, neînțelegeri, vin tocmai din faptul că noi nu ne echilibrăm această energie în interiorul nostru? Da, absolut. Și se întâmplă adesea când fie bărbatul este într-o energie Prea feminină sau prea mult timp feminină, adică într-o stare de pasivitate, de lipsă de motivație, nu face lucruri și atunci el pune femeia într-o postură în care ea se simte neprotejată și desecurizată. Fapt care îi activează uh, animusul ei, adică bărbatul ei interior, care începe să se lupte cu partenerul, dar asta poate activa la rândul său uh, partea de masculinitate, nesănătoasă din partener și atunci vor ajunge să se certe ca de la bărbat la bărbat pentru că această, acest conflict până la urmă un pic agresiv da? sau chiar și fizic este între bărbat și bărbat, nu între femeie și femeie sau între uh -huh. femeie și bărbat. Să înțeleg cumva conflictul de fapt este în interior pentru că atunci când bărbatul, femeia nu simte bărbatul de lângă ca fiind bărbat se da. dezechilibrează în interior pentru că începe să-și activeze energia masculină, tocmai ca să compenseze, să da. ducă echilibrul ăsta. Exact. Și probabil, bărbatul, când se întâmplă lucrurile astea, simte că masculinitatea lui poate e pusă în pericol. Exact, exact. Se dezechilibrează și el și se formează un conflict Absolut. exterior, ca urmare, e o, cumva o oglindă de la interior. Exact, ai explicat lucrul acesta perfect. Mm -hmm. <laughs> și asta este și chestia foarte interesantă: că energiile nu se pot pierde din acest yin yang ele doar se duc una în, în cealaltă, deci ele nu se pot pierde și într-adevăr se va produce o compensare într-o parte și o alta. De exemplu, dacă tu ești foarte responsabil la un nivel foarte înalt, s-ar putea ca eu să fiu mai puțin responsabilă. Sau dacă un partener este foarte extrovertit, celălalt s-ar putea să fie mai introvertit. Și la fel se întâmplă și cu energia feminină și masculină ideal ar fi ca femeia să fie într-o energie feminină mai mult și bărbatul într-o energie masculină mai mult și atunci se va rămâne în această stare de echilibru. Ce face ca oamenii să-și piardă aceste repere? Mă gândesc că la naștere ne, ne intuitiv avem aceste cumva comportamente care reflectă energia pe care o avem, adică eu ca bărbat Intuitiv o să mă comport ca un bărbat, o fetiță intuitiv se comportă ca o fetiță, dar mă gândesc că undeva pe parcurs se produce un dezechilibru. Da. Mă gândesc poate din felul în care suntem, nu știu, forțați în familie, să se întâmple chestiile astea, poate din cauza anumitor frici, traume, ce produce un dezechilibru în energia noastră? Da. Uh, pot fi aici foarte multe lucruri, dar o să punctez câteva și cât mai uh, clare cu care oamenii să poată rezona. De exemplu, faptul că nu ne simțim acceptați ca fiind noi înșine. De exemplu, dacă tata și-a dorit un băiețel și eu sunt fetiță, s-ar putea să merg predominant spre partea masculină sau și invers. Dacă sunt băiețel și emoții, nu mi se dă voie să-mi exprim emoțiile, s-ar putea să capăt o noțiune distorsionată despre masculinitate. Cum există și acum, bă, exact. lângă de ce te da. Absolut. Și atunci, la vârsta adultă, voi avea dificultăți să comunic cu partenera pentru că nu am acel 20-25% mm -hmm. de energie feminină integrată care mi este foarte folositor. Deci nu este o slăbiciune, cum perce bărbații, este o necesitate. Mm -hmm. Tocmai ca să echilibrezi. Ce exact. exact. Pentru că dacă tu înțelegi ca bărbat femeia ta interioară, este imposibil să nu înțelegi mm -hmm. pe cea exterioară. Practic. Din ce înțeleg acum de la tine, uh, oarecum din modul în care noi ne simțim ca și copii, în, da. în copilărie, din modul, din cauza modului în care ne simțim în copilărie. Da. Uh, nu reușim să cunoaștem foarte bine energia dinăuntru nostru, nu reușim să o acceptăm, și implicit da. dacă ea face parte din noi, nu reușim să acceptăm o parte din noi Exact. și cred că plecăm cumva la drum cu jumătate de bagaj adică exact. nu suntem echipați cu tot ce avem nevoie ca să putem să avem echilibru Absolut, și mai depinde și de modelul parental pe care da. îl avem pentru că dacă vedem un tată foarte pasiv, de exemplu, care stă tot timpul acasă, nu face nimic mama suportă toate treburile mm -hmm. gospodăriei un bărbat poate să înțeleagă despre asta că o femeie trebuie să facă totul și să nu ajute cu nimic sau este suficient doar dacă el merge la muncă și acolo se încheie treaba lui și în rest conexiunea este ruptă la acel nivel sau o femeie poate să înțeleagă că ea trebuie să se sacrifice. Mm -hmm. Cum cred că a fost până de curând, adică din ce înțeleg până da. în generația noastră, cred că tocmai de asta și trăim ce trăim, cum da. oarecum se reechilibrează balanțele, să zic așa femeia era cumva văzută ca cea care stă acasă, are grijă de casă, ia tot trebuie să muncească, trebuie să spele, trebuie să nu trebuie să, se, să facă pauză niciodată, e cumva sclav pe plantație. Bărbatul merge la muncă, muncește și cumva e rege, pentru că el aduce bani în casă și cred că acolo s-au cam pierdut reperele a ceea ce înseamnă de fapt masculinitate și feminitate. cred că chiar o să întreb următoarea întrebare o să fie ce reprezintă oarecum sau cum se exprimă mai sănătos aceste energii. Dar mă gândesc că până în generația noastră sau uh, au dezechilibrat foarte mult energiile Iar acum cred că e pur și simplu o reacție din partea noastră ca și copii care am văzut lucrurile astea Și zicem ok, noi nu vrem să fim așa Absolut. Noi vrem 50-50, vrem să fim și 50% femei și 50% bărbați adică în interiorul nostru da. și să... Din nou, să nu acceptăm ceea ce se întâmplă, dar. Dar să știi că și partea asta, 50-50, este de fapt un compromis la faptul că am văzut o dezechilibrare da, foarte da, da, să zic, asta da. zic. Da. Că majoritatea ai văzut că se duc invers, tot băieții cumva uh, devin în ce în ce mai feminini și femeile încep să devină în, ce în ce mai masculine. Da. Uh, oarecum noi ne obișnuim acum cu asta? Uh, pentru că nu este politică corect să despre <laughs> lucrurile astea, așa că suntem cenzurați da. dacă se întâmplă lucrul ăsta. Da. Uh, dar mă gândesc că natura are un mod frumos de a aduce echilibru de fiecare dată și că probabil copiii noștri o să ajungă la un echilibru frumos, adică văzând mm -hmm. doar noi ce se întâmplă. Da. Uh, hai să vorbim puțin că despre următoarea întrebare pe care am venise. Mm. Scuze că te-am scos <laughs> <de> întrebările, <laughs> mele ne pregătesc, dar <laughs> okay. că bine întrebări. Da, da. Uh, cum se manifestă într-un mod corect energia masculină din partea unui bărbat și cum se manifestă din partea unei femei frumos uh, uh, energia feminină? Adică într-un mod sănătos autentic? Bun. Până la un punct, uh, e o poveste foarte lungă, uh, pe șapte ceacre. <laughs> Așa. Avem timpul la patru. Okay. <laughs> ok, dar vreau să merg pe primele trei, pentru că acestea sunt baza. Da? Deci, fără această bază, noi nu putem merge mai departe. Okay. Uh, și o să explic apoi foarte repede și care sunt lecțiile Tot pe baza acestor uh, ceacre Dar vreau să merg pe povestea asta a Care sunt practic niște puncte energetice Pe care noi le avem în corp La niște intersecții cu niște meridiane okay. da? Din corpul nostru Deci n-am inventat eu treaba asta o să mă prefac înțeleg Bun, <laughs> Bun. Uh, La bază totul pornește de la bărbat Deci energia, schimbul de energii Corect. Într-o relație, întotdeauna pornește de la bărbat. Ai văzut, dacă vrei și uh, spiritual sau biblic vorbind, ăsta i-a fost bărbatul. Și bărbatul a avut un timp în care să fie singur, ca să cunoască lumea uh, și ca să poată să creeze un mediu frumos de aici din lume, să se bucure mm -hmm. despre ce este vorba aici pe pământ. Iar femeia a fost făcută din coasta lui, nu pentru că ar fi mai puțin decât el, ci pentru că la coasta lui este sub protecția lui. Ce frumos leagă <laughs> Da, uite, îmi dau și lacrimile Eu un pic când mă gândesc așa la cât de frumos sunt lăsate lucrurile. Și, practic, cum se traduce asta la noi la nivel social, este că femeia pleacă de sub protecția familiei ei, sub protecția bărbatului ei, pentru că e important ca ea să poată să rămână în energie feminină, are nevoie de acea, acest aspect al siguranței și protecției. Okay. Și aici intervine prima misiune a bărbatului, să ofere siguranță și protecție. Deci, un bărbat cât timp este singur, asta este misiunea lui cea mai mare să învețe cum să creeze din el, în primul rând, un mediu securizant și protectiv. De adică... Lucre, cred că a fost foarte mult timp văzut ca exact ce ziceam înainte, eu aduc banii în casă, tu n-ai fost să comentezi, adică o protecție foarte toxică pentru da. energia feminină. Eu am o vorbă pe care o spun, că un bărbat să poată să protejeze femeia de lume, întâi trebuie să știe să o protejeze de el, mm -hmm. adică să-și cunoască care este partea lui de umbră, și să lucreze la acest aspect, astfel încât femeia să se simtă în siguranță, în primul rând, cu el, apoi poate să o protejeze și de uh, lume. Ce frumos a fost pusă chestia asta, da, într-adevăr, pentru că cu toți avem cumva părțile astea. La tine am învățat asta pentru <laughs> mine, nu părți proaste, părți mai puțin bune, oarecum. Da. Cu toți avem acele umbre în interior pe care uneori suntem tentați să le lăsăm în afară, dar cred că pe care trebuie să învățăm cumva să le controlăm și să nu le mai lăsăm pe ele să ne controleze și cred că e un pas uh, de maturizare pentru bărbat în sine să ajungă să facă chestia asta nu știu dacă e la fel și la femei nu pot să mă pronunț, dar este, este, da. eu m-am confruntat mult timp cu umbrele mele, cu părțile astea întunecate și până n-am învățat să fac, în primul rând să le înțeleg să le observ, fiu conștient de ele și după aia să fac pace cu ele uh, mi-a fost foarte greu să am o relație bună cu Diandra pentru că de fiecare dată mă lăsam toate Reacțiile mele să fie controlate de ele, și da. nu de mine conștientă. Da, da, absolut. Deci, asta este prima, schimbul energetic corect și manifestarea energetică uh, corectă, să spunem, așa, sănătoasă uh, a energiilor într-o relație, pornește întotdeauna de la bărbat. Bărbatul a fost primul, deci tot el face primul pas și aici. Da, și la un nivel foarte basic, foarte de bază, asta înseamnă ca cel puțin să aibă aptitudinea de a oferi femeii această siguranță emoțională și, cum mai spun eu, casă, masă și sămânță. <laughs> da, și de ce trebuie să ofere aceste lucruri sau ar fi bine să poată să ofere aceste lucruri? Pentru că apoi intervine rolul femeii. Ea va lua aceste trei lucruri pe care un bărbat le oferă într-un mediu securizant, adică casa. Da, uite, femeie, ți-am adus, asta e casa noastră, dar ea începe și pune flori, perne, perdele și o transformă într-un cămin, adică pe această ceacră a doua, la nivelul ei. Chiar se spune că femeia transformă casa în acasă. Da, exact, așa este, e corect. Mm -hmm apoi bărbatul oferă masă, adică uite, asta este masa, asta sunt plasele cu cumpărături, dar femeia încarcă acea masă cu tot felul de uh, mâncăruri, da? Uh, deci ce ai dat tu la acest nivel, ea duce la următorul nivel și sămânță, evident, de la o sămânță microscopică ajunge un bebeluș, da, o nouă ființă. Uh, Bun. Deci aceasta este misiunea ei, dar ea, ca să poată să facă acest lucru, trebuie să se simtă protejată și uh, în siguranță. Și cum face ea uh, acest lucru? Prin a integra lecția frumuseții, a sexualității și a senzualității. Și o să sună ciudat cum transformă femeia cu energia sexualității, a frumuseții și a senzualității toate aceste lucruri. Dar e foarte simplu. Energia aceasta a libidoului, pe care noi o avem asociată strict cu energia sexuală, de fapt nu este doar energie sexuală, pentru că libido înseamnă poftă de viață, înseamnă îmi doresc să trăiesc, da? există și contrariul lui mortido, adică nu vreau să trăiesc, nu am poftă de viață. Și această energie a vieții de poftă de viață o face pe ea într-un mediu securizant să poată să creeze, să ducă lucrurile la următorul nivel. Uh, și de asemenea, mai înseamnă că femeia devine uh, acel loc pentru bărbat unde el se încarcă cu liniște și plăcere, adică acest loc de acasă. Mm -hmm. uh, asta înseamnă că dacă el vine de la muncă și este încărcat, uh, cumva o parte din misiunea ei ar fi cumva ca ea să vină cu această parte de uh, plăcere, de liniște către el, pentru că dacă și ea vine încărcată, practic amândoi sunt într-o energie masculină și pot intra în acest, în acest, conflict. Dar asta înseamnă ca el să ia mult din poverile ei și mentale și fizice care sunt de făcut, ca ea să poată să se încarce cu această uh, energie a vieții. Și oricare sunt primele simptome pe care le putem vedea într-o relație care ne arată că Uh, nu reușim să ne ducem la bun sfârșit aceste responsabilități ale energiei noastre, să zic așa. Adică, cum, cum ne dăm seama că certurile și toate conflictele pe care le avem sunt din cauza faptului că nu facem asta? Uh, femeia poate să-și dea seama prin uh, două elemente. Faptul că simte că, sau prin, de fapt, hai să zic mai multe, nu, simte că nu se poate baza pe bărbatul ei uh. și are tendința de a spune mereu, lasă că fac eu, că el nu e în stare de nimic. Um, deci, asta este un semn că el, pe primul nivel, nu livrează ce are ea nevoie. Uh, și atunci e important, deci, practic, ne ducem dintr-un nivel în altul cât mai jos să vedem pe care nivel nu este îndeplinit ceva și de la cine nu este îndeplinit. Okay. Um, de asemenea, dacă el, pe primul nivel, nu îndeplinește aceste lucruri, e posibil. Eu un transfer aici de energie, e posibil ca femeia să nu se simtă și o să sune ciudat, dar nu se simte frumoasă. Pentru că toate femeile sunt frumoase, dar nu toate femeile se simt frumoase. Iar elementul acesta de frumusețe, de a te simți frumoasă, este motivul pentru care un bărbat alege acea femeie ca să-i spună, uite, eu îți ofer această siguranță. Dar ea trebuie să se simtă frumoasă, să emane această energie și nu are deloc legătură cu ceea ce este fizic. Sigur, fizic se poate traduce prin faptul că dacă ea se simte frumoasă în interior, se îngrijește, are grijă de ea. Și așa mai departe. Dar nu este sub nicio formă vorba de aspectul fizic și acea uh, noțiune uh, comercializată a frumuseții. Vreau putea să punem aici, nu știu dacă e prea carnal, dar dorită, uh, uh -huh. femeia să ajungă să se simtă dorită? Adică, Absolut, când da. mă gândesc bărbatul. Uh, vede o femeie ca fiind frumoasă, în același timp și o și, o și dorește. Absolut, și da. mă gândesc că așa, cumva și dacă nu se simte dorită sau apreciată sau frumoasă, da, simte că poate nu e lângă bărbatul potrivit sau poate nu se simte ea destul de bine pentru că avem cumva tendința să se luăm asupra noastră. Da. să spună ok, vina mea nu sunt eu destul de bun și poate, mă gândesc, ca și consecință, ca și consecință nici femeia poate nu se... Nu se mai regăsește energia ei feminină. Da, așa este, dar practic această frumusețe și cumva și demnitate, pentru că frumus, demnitatea femeii provine din sentimentul ei de a se simți frumoasă. Demnitate înseamnă să aibă aceste uh, standarde, mm -hmm. acest, da? Și atunci, în momentul în care ea, în interiorul ei, se simte frumoasă, ea ca. Uh, ființă cu tot ceea ce este, atunci are și acest sentiment de demnitate, el o alege pentru că ea emană această energie a frumuseții, îi oferă uh, siguranță, protecție și din punct de vedere material, financiar, dar și emoțional, apoi ea pentru că se simte în siguranță și relaxată, uh, poate să ducă lucrurile la următorul nivel. Deci, practic, ne, dacă vedem dezechilibre, e important pe aceste nivele pe care eu le-am explicat să vedem cine ce, uh, ce nu oferă. Și oarecum reușim, ca și echipă, ca uh -huh. și cuplu, să comunicăm aceste nevoi pe care le avem uh -huh. într-un mod empatic, încât celălalt să simtă că și el poate să facă parte din soluție, adică să nu zică că ok, iar da vina pe mine, dar și vrei să-ți fac eu sau... Uhum. Cum avem tendința să, să Răspundem de obicei Cum facem să comunicăm cu partenerul Și să-i spunem lucrurile astea încât să găsim o soluție Împreună și să reechilibrăm Energia din relație uh, Trecem Cum spun eu adesea De la, dure, uh, de la vină La durere Adică vina nu are niciun sens, sar peste ea Dacă vreau să acuz pe cineva pot să dau asta deoparte Pentru că nu mă ajută din star cu nimic În schimb trec la durere Adică să-mi deschid inima și să spun ce mă doare. Uite, pe mine mă doare foarte tare lucrul ăsta. Aș avea nevoie de asta. Crezi că poți să îmi oferi sau nu? Pentru că mai ține și despre ce este, despre ce poate celălalt să ofere. Nu toți bărbații sunt într-un punct. Dacă ei nu au petrecut această perioadă singuri, așa cum spuneam mai devreme, ca ei să poată crea siguranță pentru o femeie, s-ar putea ca ei să nu fie în acel, în acel spațiu. Uh -huh. Chiar cunosc pe cineva care a fost la terapie, care a anulat o logodnă, tocmai din prisma faptului că dorea foarte mult să-i ofere partenerei. Um, Nunta familia tot ce își dorea, dar el nu era în spațiul în care zice, îmi spunea, eu nu mă simt stăpân pe mine, să adică ok, eu i-am cumpărat inelul ăsta, dar am dat toți banii mei pe el. <laughs> și atunci nu mai pot să mai merg mai departe, nu am o casă, nu am cu ce să întrețin un copil și am nevoie să pot să-i ofer lucrurile astea până atunci, eu nu, nu, pot să o cer de soție, nu pot să fac tot ceea ce ea dorește. Și chiar îmi aduc aminte din relația mea, după ce am început să vorbim câteva, trei săptămâni și am văzut că el este foarte perseverent, i-am spus, uite, eu țin foarte mult și la timpul meu, dar și la al tău și nu aș vrea să ne pierdem timpul și am zis, foarte repede ceea ce eu îmi doresc I am zis, uite, eu în doi ani îmi doresc o casă Îmi doresc o familie, îmi doresc un copil Îmi doresc să mă căsătoresc Și până acum eu asta am reușit să fac Ce zici? e ok asta pentru tine, îți dorești și tu lucrurile astea sau cum vezi tu lucrurile? Și mi-a zis, dăm -mi până în timp, până din să mă gândesc puțin. Mi-a dat foarte bătrână dacă bă, -a, -a, a zis, mai până din da, să mă gândesc. Da, și... <laughs> <laughs> și uh, el chiar și-a pus pe listă unde este el din punct de vedere financiar, ce poate să ofere, mi-a spus, uite și eu îmi doresc copii, dar nu m-am gândit că o să se întâmple atât de repede, pentru că el atunci avea 21 de ani și eu aveam 23, da, și nu se gândea că o să fie chiar așa repede în 2 ani, dar mi-a zis, din mi-am dorit, simt că pot să evoluez financiar, dar uite ce am de făcut, mi-am făcut un plan și simt că pot să-ți ofer ce ai nevoie. Și am bătut palma, știi? Uite ce mișto se, se unesc două energii, un, o femeie și un bărbat și reușesc, pentru că el ți-a spus, tu ai spus la început, uite, eu asta îmi doresc și asta pot să ofer, asta am făcut până acum. Da. Le a spus, ok, eu asta am, asta pot să ofer, asta am făcut până acum știu cum putem să ajungem împreună să da. construim ce avem nevoie încât amândoi să ajungem unde ne dorim. Adică scopul era oricum comun. comun. Și asta mi s-a părut. Și a zis, ok, sunt pregătit să depun efortul, hai să-l depunem. Exact, adică n-a zis am tot gata, nici eu n-aveam tot gata, dar ne-am dat doi ani să nu facem. cu dacă toată și tot. Și ce crezi, de 11 luni s-a întâmplat, adică vestea asta spun... Um... Putem fi o forță invincibilă dacă avem același scop comun și suntem în aceste energii feminine și masculine. Dacă nu avem totuși norocul de a găsi pe cineva sau dacă în interiorul familiei noastre nu reușim să vedem exemplul potrivit, dacă în jurul nostru nu găsim oamenii care să ne inspire și dacă simțim că nu suntem neapărat pregătiți să începem o relație ca să primim această susținere, oarecum acest ajutor cum putem pe cum propriu să ne uh, regăsim, în primul rând, energia masculină sau feminină, în, în funcție de caz, și cum putem să o acceptăm, să o îngrijim și să o ducem la nivelul la care ar trebui să fie? Mm -hmm. Pentru femeie e foarte important să își asume responsabilitatea pentru autoprotecția ei, adică să poată ea să-și ofere această siguranță cum definește ea siguranța în viața ei folosind această energie uh, masculină din interiorul ei, dar să poată să pună limite sănătoase, să poată să-și folosească logica, rațiunea când ia decizie să încerce să ia decizii bune pentru ea și să se protejeze prin aceste uh, elemente, nu prin mecanismele, uh, să zicem cumva, poate care nu mecanismele de apărare care nu i mai sunt folositoare, anume, de exemplu, să-și închidă inima complet. Uh, și, uite, de exemplu, când o femeie își închide inima complet, nu se lasă deloc în energie feminină, înseamnă că se protejează complet de bărbați și asta o expune la riscul Bărbații simt această energie și asta o expune la riscul de um, a avea doar o distracție de o noapte cu un partener, pentru că acel bărbat simte că are inima închisă, poate și el, fiind în energie feminină, nu vrea să urce pe acele ziduri să le dărâme uh, și atunci ea se întreabă, dar uite, totul mergea bine, de ce am rămas doar la stadiul ăsta de o noapte sau o săptămână sau uh, cât timp a fost? Ce e important ca ea să rămână cu inima deschisă în starea aceasta de relaxare, de iubire față de viață, de plăcere față de corpul ei, față de ce are ea în viața ei, dar să învețe să se protejeze într-un mod sănătos, prin raționament, logică, discernământ și limite, care sunt elemente ale masculinității și chiar și pe partea profesională, prin acest drive, această voință, responsabilitate, acțiune a bărbatului interior. Ce are de făcut bărbatul este să învețe să se conecteze cu partea lui emoțională pentru a putea înțelege femeia atunci când intră într-o relație cu ea, să discute cu prietenii poate și despre lucruri care sunt mai sensibile sau poate are pe cineva apropiat în care se poate încrede, poate să-și noteze într-o agenda anumite lucruri pe care le simte, pe care le crede cum vrea să le schimbe și așa mai departe. Și cum explicăm noi că, cum explicăm unui bărbat care a înțeles sau a fost învățat toată viața lui că energia masculină înseamnă impunere, violență să nu spui ceea ce simți, să nu te exprimi sentimentele, că dacă să nu suferi niciodată, cum îi explicăm că fix de opusul uh, pe care l am învățat are nevoie ca să își regăsească energia uh, masculină și îți spun întrebarea asta ca și bărbat pentru că în momentul în care eu am renunțat la acea relație toxică care a pornit totul mm -hmm. pentru mine am trecut printr-o perioadă cruntă de două, trei luni în care tot ce făceam era să stau să plâng în casă, mm -hmm. să nu ies pe afară, să nu mă văd cu nimeni, eram închis și nu voiam să... Nu vreau să mă văd cu nimeni altcineva pentru că știam că nu sunt într o zonă deloc plăcută uh, a vieții mele. Și mă judecam foarte mult pentru faptul că sufăr, mă judecam pentru faptul că plâng, mă judecam pentru ceea ce simțeam pentru că uh, m voie să simt ceea ce simțisem și că uh, nu fusesem recompensat oarecum pentru ce simțisem. Mm -hmm. Și gândul meu era că nu reușesc să fiu bărbat uh, în momentele alea. Mm -hmm. uh, ce mi-ai fi spus în momentul ăla dacă îți spuneam că eu nu mai vreau să trec prin așa ceva pentru că simt că îmi pierd bărbăția? Uh, Ți-aș fi spus că noi ca oameni nu avem cum să nu simțim ceea ce simțim, putem doar să alegem ce facem cu asta. Dacă nu simțim ceea ce ne vine să simțim, înseamnă că reprimăm. <gântu -se> deci pe undeva tot va refula prin altă supapă. Deci nu poți să alegi ceea ce simți, dar poți să alegi ce faci cu asta și ideal ar fi să canalizezi acest lucru în ceva uh, pozitiv. Uite cum ai făcut tu, ai dat mai departe lumii din experiența ta după ce ai procesat-o. Uh, și aș mai spune simte tot. Simte tot. Fix, cred că în primul de asta aveam nevoie. <laughs> Atunci, uh, fix uh, în direcția asta, cred că am încercat să merg intuitiv și mi-a prins bine. Uh, de multe ori am simțit că, de fapt, uh, nu era neapărat o uh, energie masculină ceea ce făceam, ci sim mă simțeam exact cum vă spuneți și ție înainte să ne vedem la podcast, simțeam că am o energie feminină uh -huh. atunci. Uh, ba chiar eram făcut de foarte multe ori homosexual, poponar, uh, pentru că uh, postam lucrurile pe care le, le postam. Uh, lucruri care țineau de sentimente lucruri care țineau de bune, deci de, de scuze-mă că te o dată vezi ce trezește asta în bărbații din ziua de azi un bărbat care vorbește da. despre emoții trezește uh, acest concept da, uh, eu simțeam că îmi dă foarte multă putere și cred că fix ăsta a fost motivul pentru care nu m-a interesat niciodată ce da. se vorbea uh, am simțit că din contră mă regăsesc din ce în ce mai mult și să din nou, eu simțeam că e energie feminină și că mă regăsesc în ea. e, mă regăsesc în energia feminină, n-am ce să-i fac, eu mă simt bine, așa? Uh -huh. Uh -huh. Dar fix asta mi-a dat voie să am mai departe relații de calitate cu oameni din jurul meu, cu Diandra. Am fost pentru prima dată în stare să spun ceea ce simt cu adevărat și să nu mă mai tem ce o să creadă alții. Adică dacă eu puteam să mi-asum față de mine ceea ce simțeam, mi-era foarte ușor să mi-asum să -mi -mi față de altul ceea ce, ja. ce simțeam. Și cred că... Din nou, motivul pentru care mă bucur atât de mult că discutăm ceea ce discutăm este pentru că cred că are un impact enorm în uh, relațiile oamenilor. Uh. Și aș mai spune, de asemenea bărbaților, să-și aducă aminte de acest procentaj despre care noi am discutat astăzi, dar ok, nu vrei să stai voie să simți acum tot ceea ce simți. fă -o pe bucățele, într-o variantă de 20%, adică vezi cât înseamnă 20% din ziua ta, cât nu știu cât poate să fie, nu mă pricep la matematica, dar ca idee, da, poate dă-ți astăzi 30 de minute să simți ceea ce simți și nu trebuie neapărat să fie tristețe și a plânge. Poate simți bucurie și vrei să o manifesti și poate să fie orice. Uite, de exemplu, soțul meu, am lucrat cu el pe treaba asta, fiindcă dacă îi cumpăram un cadou sau încercam să îi îndeplinesc orice limbaj al iubirii pe care știam că l are nu prea avea o reacție și îl întrebam, dar nu-ți place, n-am făcut bine, ce s-a întâmplat? Și nu, dar eu n-am fost învățat să-mi să manifest bucuria așa cum o faci tu și uneori asta poate să ajute. Și cum, a pentru tine experiența sa să... Uh, din, din ce înțeleg, el simțea lucrurile astea, dar Da, nu exp, da, nu exact. El în interiorul său era foarte fericit și îl vedeam că poartă ceea ce i-am luat sau, nu știu, e foarte încântat în ziua respectivă de ceva ce am făcut pentru el. Și cum v-ați ajutat unul pe celălalt să înțelegeți dincolo de... Uh, pentru că ceea ce simțim e exact în interiorul nostru. Dar e foarte posibil ca noi să nu exprimăm uh, la fel de sentimentele pe care le aveam cum ați reușit voi să decodificați energia pe care o avea fiecare? Adică tu să te uiți să, să vezi că, ok, modul în care reacționează acum este energie masculină, pentru că cumva asta ați confirmat și ție ceea ce este înainte frumusețea da. și... Da. Cum reușeați să decodificați sau să comunicați oarecum lucrurile astea între voi? Um, au fost aspecte când am discutat fix pe partea um, relațională, de exemplu, da, în exemplu ăsta i-am zis, uite, când eu încerc să fac o surpriză pentru tine sau să-ți pregătesc ceva ce știu că ți-ar plăcea și nu vă dorea, să simt că am făcut ceva greșit sau că nu mi-am îndeplinit misiunea, ca să zic așa și m-ar ajuta, ok, poate dacă nu poți să ai o reacție, măcar să o descrie în cuvinte. Deci am încercat să găsim cumva o, o cale de mijloc okay. care să fie confortabilă și pentru el. Deci asta poate să însemne că el spune, sunt foarte fericit. <laughs> <laughs> Un bilițel. Foarte mișto. Mersi. Da. <laughs> exact, exact. Poate nu poate avea acea energie expansivă pe care o am, o am eu. Um, sau au fost uh, dăți, de exemplu, când uite, el a crescut într-o cultură locuind în Suedia. În care acolo femeile, chiar cu adevărat, sunt considerate egale cu bărbații, date și dacă un bărbat dă la sapă și o femeie face același lucru. Și am avut, în perioada postpartum, nevoie de un pic mai mult ajutor decât aveam din. nu neapărat din partea lui, din partea lui am avut foarte mult ajutor tot timpul, dar aveam nevoie de ajutor din exterior, știi cum este la noi. Să vină o femeie să te ajute la curățenie, la mâncare sau lucruri de genul acesta. Și el nu înțelegea acest Ce concept pentru că el era obișnuit cu femeile să facă exact la fel de mult ca și bărbații și nu, nu înțelegea și percepea asta în mine ca o sensibilitate. Chiar dacă niciodată nu mi-a spus asta, mi-am dat seama eu din faptul că avea o reticență la a chema pe cineva să, să vină și abia când am reușit să demistificăm ce era acolo la mijloc din credințele lui, adică acest cumva 50-50 și suntem la fel și am explicat foarte clar, uite eu ca femeie, uite de ce am eu nevoie. Eu am nevoie să pot să fiu relaxată, să pot să fiu liniștită, chiar dacă și eu pot să fac curat, de exemplu, sau să fac de mâncare, am nevoie să știu că la o săptămână sau două în mod miraculos cineva o să vină și o să rezolve treburile acestea și nu vreau ca asta le faci tu, pentru că știu că asta vrea el, vrea să le facă el, nu vreau să le faci tu, pentru că eu vreau să mă bucur de timpul acela cu tine sau împreună ca, ca familie și abia ulterior uh, a înțeles acest lucru și a realizat și el cât de mult i s-a implantat această uh, idee în, în minte că trebuie să fim exact la fel. De exemplu, în povestea, uite, fetele la mine în liceu, dacă le deschidei ușa, spuneau, dar de ce îmi deschizi eu, așa că pot să mi-o deschizi și singură. Sunt niște lucruri uh, care puse în contrast, că tot am început la contraste, puse în contrast cu alte culturi, poate, da. ne arată cât de mult suntem condiționați noi, de fapt, să, să credem anumite lucruri, să simțim sau să avem anumite reacții în anumite situații și mă gândesc, până la urmă, și la energia masculină și feminină, care ar trebui să fie, cumva, o reacție normală a interiorului nostru spre exterior, da. adică să se concretizeze în mod natural în ceva și să nu ne spună cineva... Asta face un bărbat sau asta face o femeie? Da. Și pur și simplu noi în mod natural ca și bărbați sau ca femei să înțelegem de la sine cum se întâmplă lucrurile astea. Da. Și cred că oarecum din cauza acestei condiționări pe care am primit-o de-a lungul timpului de la părinți de la nu neapărat într-un mod intenționat, sunt sigur că nimeni nu face asta condiționat, cred că pur și simplu s-a perpetuat de-a lungul timpului da. atât de mult încât nimeni nu mai Știe ce exact, să facă. Exact. 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 Și uh, cred că am ajuns într-un punct în care suntem atât de pierduți, mulți dintre noi, tocmai pentru că ni s-a spus că ar trebui să fim cumva când noi simțim să fim altcumva. Absolut, da. Așa este. Și uite, dacă tu suntem aici, o să te un pic din da. lecțiile. Știi că mai devreme, la început, vorbeam Cele despre... Lecții cu cinci lecții. Da, okay. da. La femeie, lecțiile da, deci ca sufletel născut în corp feminin, ce avem noi de învățat sunt așa, lecția frumuseții și a senzualității și a sexualității, deci acestea sunt incluse aici. Pentru că eu atunci când nu contează cum arăt, dacă mă simt frumoasă, am și acest aspect al demnității, adică știu ce merit și asta îmi crește șansele ca un bărbat cu care sunt pe același nivel compatibilă să fie atras de mine și să putem forma un cuplu când am... Okay. Aceste. Frumusețe, de demnitate. Da, frumusețe și demnitate. Această energie senzuală și sexuală, pentru că mă ajută să amplific oriceea ce mi-o oferă mie partenerul și să fiu spațiul lui de uh, iubire, de liniște, de relaxare mm. și așa mai departe. Uh, Faptul care și lui îi dă mai departe energie să meargă în lume, să încheie contracte, să-mi aducă și mai multe uh, lucruri și să construiască și mai mult pentru noi. Bun, apoi la femeie ar mai fi acest aspect de deschidere a inimii în fața bărbatului, pentru că, așa cum spuneam, ea pleacă de sub protecția familiei, sub protecția bărbatului și are nevoie să învețe cum să-și deschidă inima față de el, pentru că îl primește și cu numele, și cu familia, și cu casa, și cu masa, și cu absolut tot. Și asta nu se poate face întotdeauna imediat. Sunt unele femei care se simt foarte în siguranță în familia lor și atrag foarte rapid un partener în mod evident securizant și clicul acela se întâmplă foarte repede. Pentru alte persoane în care au crescut în medii traumatizante sau abuzive, este mai greu să-ți deschizi inima, iar un bărbat trebuie să înțeleagă: că dacă o femeie își deschide mai greu inima, dacă este dispus să facă asta, nu este nimic rău să-i acorde timp și acest lucru poate fi benefic și pentru el și o să-ți explic de ce. Nu știu dacă ai văzut vreun baz în care prințul ajunge imediat la prințesă, deci el trece prin niște provocări ca să ajungă la ea, la inima ei să se căsătorească cu ea și așa mai departe, iar acele provocări îl întăresc. În sensul pozitiv al cuvântului, el transformă, exact. Și el se luptă cu niște balauri, dar acei balauri sunt balaurii lui interiori care ies la suprafață uh, în timp ce ea lucrează la a-și deschide inima față de el. Uh, și este nevoie de acest lucru, asta să știi că diminuează și nivelul de gelozie într-o relație, pentru că dacă o femeie simte că un bărbat a luptat pentru ea și un bărbat simte că a luptat și el la rândul său pentru ea, Uh, șansele ca ei să distrugă asta prin infidelitate sunt mult mai mici. Că știi că deja ai depus de for. Am depus de for, m-am <laughs> implicat, doamne, iartă-mă, dar nu uh, o fi să dau cu piciorul la asta, exact. De e foarte revelatoare conversația asta, pentru că ți uh, deschide oarecum ochii în, ce, în privința ceea ce însemnăm noi ca și oameni, de fapt, și uh, cred că aduce din nou Echilibrul interior pe care da. reușim să-l câștigăm prin aplicarea informațiilor de care am vorbit și da. uh, cumva lupta asta cu demonul interior, cu balaurinte, interi exact. duce la o transformare da. care implicit se va vedea inevitabil în exteriorul nostru, da. în relațiile pe care le avem în cuplu, în exact. familie, în construirea acelei vieți pe care noi ne-o cu toții. Exact, ne face să fim pregătiți unul pentru celălalt. Uh, apoi la femeie uh, Ce ar mai fi Deci după acest element al deschiderii uh, Inimii uh, Este Vocația Să-și găsească vocația Dar vocația nu înseamnă doar cariera Vocația înseamnă de fapt vocea Pentru că foarte mult timp Vocea femeii a fost reprimată Și e important ca ea prin ceea ce vorbește Prin ceea ce creează Să-și găsească ce înseamnă ea, ce are ea de spus. Iar munca femeii ar fi mai indicat să fie văzută de ea ca o creație mai mult decât o trudă sau o muncă asiduă, știi? Okay. Deci, ca femeie, ar fi bine ca ea să lucreze prin uh, creație. Asta nu înseamnă uh, efectiv să lucreze, să creeze da. ceva, dar cum își percepe uh, propria ei muncă și prin ea să și exprime ceva din vocea ei interioară. Apoi ar mai fi un element pe care bărbatul nu îl are și anume intuiția și bărbatul are intuiție, dar în această capacitatea lui de 20-25% de energie feminină, dar femeia având această capacitate foarte mare de intuiție, Uh, ea îi și oferă bărbatului din ea. Adică, de exemplu, dacă el are anumite proiecte, ea poate să-i spună, uite, du-te aici, nu te duce aici, asta nu e ok, nu știu ce să zic de persoana asta cu care colaborez, poate nu e bine. Și ea știe că știe niște lucruri, dar nu știe cum le știe. Uh -huh. uh, și, de exemplu, mie în sarcină mi s-a întâmplat foarte mult să mă conectez cu intuiția, uh, am știut data în care voi naște, am avut o felul de uh, visam, da, numele băiețelului, deci o uh, foarte multe lucruri. Bun, deci acest aspect al intuiției și conectarea cu divinitatea care este comun cu ce are bărbatul de făcut. La bărbat sunt aceste aspecte de prima dată siguranță și protecție, deci asta este prima lui misiune de bază. Apoi mergem mai departe la partea de voință, să-și găsească voința de a face lucruri, de a fi responsabil, de a acționa, de a începe să materializeze uh -huh. uh, lucruri, să da propriu zis să construiască ceva, pentru că dacă te uiți în jurul nostru, uh, infrastructura lumii în care trăim este construită pe umerii bărbaților, șoselele, blocurile, uh, clădirile totul este construit pe umerii bărbaților prin această putere de a acționa, de a fi responsabili uh, și chiar le spun femeilor care îmi spun adesea că nu mai au respect față de bărbați în ziua de azi, de ce să se uite în jurul lor și să vadă că, a, ah, ce mai emoționează discuția asta, dar uh, să vadă că tot ceea ce este construit în jurul lor este construit prin această uh, putere a bărbatului. Apoi să ofere creația sa lumii, Uneori sunt unii bărbați care fac asta, de exemplu, care rămân în istorie, da? care creează opere de artă uneori și în numele femeilor, că adesea eu spun așa, că lumea a fost creată de bărbați pentru femei care au vrut mai mult, știi? <laughs> și atunci ei adesea oferă ceea ce ei creează, cumva fie și inconștient în, în numele uh, muzeilor, ca să spun așa, Uh, și într-un final conectarea cu divinitatea. Da, este comună pentru că ei amândoi în această echipă, se ajută unul pe altul să, tra să uh, transce transcede, Trans Transcend transcendeze, Transcend <laughs> să ascensioneze da? uh, către nivelul următor. Uh, și eu cum mă gândesc că. Avem acest început în care sufletul vine pe pământ pentru că s-a avea nevoie de lecția aceasta a da. opusului, a contrastului, cred că finalul este tot să se întoarcă cu lecția învățată, să poată să meargă mai departe, da. frumos se leagă, se leagă foarte frumos toate lucrurile și explică foarte bine cum funcționează. Da. interiorul și exteriorul, ying, yang, sus, jos, alb, negru, da. toate contrastele astea. Da, e o poveste foarte, foarte frumoasă aici, la mijloc între femei și bărbați și cumva... Uh, nu știu, prima parte a carierei mele s-a axat foarte mult pe traumă, dar acum să știi că merg foarte mult înspre partea asta, mai ales de când am și eu familie, pentru că văd cât de frumos, uh -huh. cât de frumoasă este această experiență și Mă întristează un pic să văd că oamenii sunt foarte speriați de acest aspect în zilele noastre, tocmai pentru că nu mai există acest echilibru. Femeile se simt prea copleșite și bărbații speriați că nu știu ce să facă și avem cumva nevoie să aducem niște, um, niște linii de bază care să ne ajute să ne înțelegem care este rolul nostru, ce avem noi de făcut în această poveste. Tu cam încă oricum mai evoluat foarte frumos urmăresc din umbră Mă rog, nu like la tot ce vă Chiar din umbră Dar noi ne-am văzut în adevăr mai rar Dar să știi că toată lumea Cred că apreciază foarte mult ceea ce faci Dacă cei din comunitatea noastră Vor să te găsească Unde poți să te de tine? Cel mai repede pe Instagram Alexa Petrache, psihoterapeut Ok, o să scriem noi acolo Știu că eu nu Nu aș așa mai Eu când am da. taxi Vede pe, pe tot ecranul <laughs> Îți mulțumesc mult, Alexa Eu mulțumesc. Știu că ai ai avut foarte multe cereri pentru podcast și ai acceptat să fii la podcastul Arta Te iubia să înseamnă enorm de mult pentru mine. Iar discuția de astăzi M-am fost... auto-invitat <laughs> <laughs> să mai faci, să îți place, să te mai invitat. Da. Discuția de astăzi chiar a fost foarte folositoare și deja mă gândesc la dar toate lucrurile pe care cumva pot să le dezvolt mai departe din discuția asta, deja am o și alte de întrebări, dar știu că timpul este cumva limitat, așa că ne oprim aici. Îți mulțumesc din suflet că ai venit și ai fost alături de noi. Mulțumesc mult. Sper că și pentru voi a fost la fel de revelator cum a fost pentru mine. Sper că ați înțeles ce înseamnă energia și masculină și feminină, de fapt unde ne găsim echilibrul, cum putem să observăm că nu există echilibru în interiorul nostru, dar și în relațiile cu cei din jurul nostru și cum anume ne ajutăm reciproc să câștigăm sau să refacem acest echilibru încât să reușim să avem acea relație de, de forță, de putere, acea relație care se ducă către divinitate, exact așa cum ne-a învățat și Alexa. Dacă ai întrebări ca de fiecare dată, scrie-le în comentarii și o să răspundem în episoadele viitoare și, nu uita, ești mai mult decât crezi și a venit momentul să te dovedești. Salutare!